Lipsa unui candidat la concursul pentru desemnarea managerului Spitalului Municipal de Urgență Roman nu blochează activitatea unității, spune primarul Laurențiu Leoreanu. În calitate de decident al conducerii spitalului, edilul Romanului a declarat că mandatul de management a fost prelungit pentru încă 3 luni. Nu s-a înscris nimeni, va rămâne deocamdată cu delegație doamna ONU, urmând ca ulterior să luăm o decizie, să discutăm. Conform declarației făcute de primarul Romanului, doctorul Mihaela Banu, cea care a preluat ca interimar de la începutul anului conducerea unității, va mai avea timp 3 luni să se decidă dacă vrea sau nu să se înscrie la concurs. Dânsa sprijină și se ocupă în continuare, dar are niște decizii la nivel personal de luat. Și funcție de aceste decizii va lua și decizia instituțională. Deci niște decizii pe care nu îmi permit eu să le discut, dar care țin de natura profesională la nivelul persoanei, domniei sale și a familiei. Deci e o decizie la nivelul familiei care va fi luată și funcție de această decizie vom vedea cum vom merge mai departe. În cele 3 luni cât s-a prelungit mandatul de interimat, actuala echipă de conducere a Spitalului Roman trebuie să se decidă asupra formulei de lucru pentru viitor. În acest moment, director cu actele în regulă pentru partea medicală este doctorul Luana Onu, secundată pe partea financiară de Leonarda Chiriloaiei.